Trăim vremuri intense și, să recunoaștem, interesante, dar parcă timpul se comprimă din ce în ce mai tare. Am renunțat la multe în ultimii ani, iar aici includem și obiceiurile alimentare sănătoase. Mâncăm pe fugă, pe birou, pe laptop, pe unde apucăm. Comportamentul este unul nociv. Culmea este că știm asta și nu renunțăm. Mai mult îl propagăm și în programul de după serviciu, iar primul exemplu care ne vine în minte este insistența cu care consumăm mezeluri. În ciuda tuturor avertismentelor care, atenție, doar recomandă cumpătarea și nu interzic consumul. Românii români mari amatori de salam, mușchiuleți, crembă și multe alte preparate similare. Mergeți în câteva magazine și citiți etichetele de pe două feluri de mezeluri care vă plac cel mai mult. În toate excursiile la raft veți da peste amidon alimentar, polifosfați, glutamat de sodiu, agent de îngroșare ori nitrit de sodiu. Ce sunt acestea? Vă veți întreba, iar apoi vă veți gândi că nu aveți în control și veți lua produsele. În foarte multe preparate de tip mezeluri se adaugă o altă variantă, nitrați, ca să se mențină culoarea frumoasă și care produc intoxicații de același tip. În mezelurile produse industrial au loc aproximativ 20 de ingrediente, doar unul este de fapt carne. Mulți aditivi nu se elimină prin procesele metabolice pe care le cunoaște organismul uman. Toate acestea sunt dăunătoare prin acumulare. Se depozitează. Ele rămân în organismul nostru, se acumulează în diverse zone, în diverse organe. Prin acumulare repetată creează depozite care devin extrem de nocive. Cuvântul moderație înseamnă diferit pentru oameni. Moderația nu înseamnă am luat luni salam din ăsta, miercuri șuncă, vineri nu știu ce cârnăcior. Într-o săptămână înseamnă de 3 ori un produs nociv. Moderația înseamnă o dată pe săptămână, relatează știri pe surse.ro.